De ce nu lăsați dezvoltatorii să construiască locuințe? Uite, la Chiajna i-au lăsat. Junglă, junglă au făcut. Înfiorător. Poftim locuințe ieftine. Nici o grădiniță alături, nici o școală, nici un parc. Parcări în drum, în mijlocul drumului. Loc de joacă pentru copii. Ioc. Vai de steaua mea, profit să iasă. Ce face capitalismul sălbatic? A, uite, am găsit un loc de joacă. Copiii nici nu prea vin aici, probabil că nu au ce să facă. Au un singur tobogan, mic și atâta. Înfiorător. Șoc și groază. De la balcon poți să-ți atingi vecinul. Vecina. Și stai că nu-i gata, e abia început. Tot cartierul să fie așa. Toată Chiajna. Tot județul Ilfov trebuie înglobat în București și trebuie impuse reguli. Ăștia cred că nici canalizare n-au. Cred că au fose septice sau ceva de felul ăsta. Vai de steaua noastră. Uite, copiii se joacă în drum, pe scară, ca alt loc de joacă nema. Mă merg cum de-a venit cineva cu trotineta Bolt încoace, ca ieșit din zona de deservire, se pare. De mult nu mai e capitala aici. Ne jucăm în drum. Și acolo e centura capitalei.